Situația din Ucraina continuă să fie tensionată, iar refugiații încearcă să-și găsească locul în centrele speciale amenajate pentru ei din București. În colaborare cu primăria și protoeria sectorului 6, centrul de zi Sfinții Împărați Constantin și Elena găzduiește zeci de suflete în căutare de sprijin. Acest centru se află în cartierul Brâncuș și este pus la dispoziția refugiaților de către parohia Sfântuia în Rusu și de GSPC sector 6. În cadrul centrului -au, au tranzitat, să spunem așa, 59 de persoane, dintre care 36 adulți și 24 de copii. În prezent sunt 17 adulți și 17 copii. Noi asigurăm cazare masă, produse de igienă, personal, îmbrăcăminte, precum și servicii de cons consiliere. Din păcate, mulți ucraineni au fost nevoiți să fugă din cala războiului și să-și lase în urmă familia. A stăt mnoga rodstvenică, asobenea, aceștia sunt oameni de vârstă, cei mai mici și cei mai cunoscuți de bărbații. În acest moment, au ieșit din Ucraina, deoarece este dificil. Este și cazul unui cetățean sudanez, care împreună cu soția ucrainană și cei șapte copii ai lor au reușit să se adăpostească la centrul pentru refugiați din capitală. Suntem mulți, suntem mulți, suntem mulți au plecat din Odessa, drumul a durat două zile foarte complicat, le-a fost uh, fric copiilor, uh, le-a fost foarte dificil să ajungă până aici. La centru a locuit pentru câteva zile și o familie de vietnamezi din Ucraina, care se pregătește să plece spre Germania. În semn de mulțumire, aceștia le-au pregătit angajaților centrului un preparat tradițional vietnamez, ce se servește doar în zile de sărbătoare.